Polițiștii din Târgoviște au fost în alertă noaptea trecută după ce un BMW scăpat de sub control a lovit două mașini parcate, iar șoferul vinovat nu a fost de găsit. Mai clar, șoferul unui bolid a avariat două mașini parcate, după care a dat bir cu fugiții. Martorii spun că din mașină au coborât 5 persoane care imediat după accident s-au făcut nevăzute. Șoferul vinovat are la dispoziție 24 de ore să se prezinte la poliție. În caz contrar, el riscând să se aleagă cu un dosar penal pentru distrugere. Mai mulți locatari din microraionul 4 au fost treziți noaptea trecută de o bușitură puternică. Martorii spun că cel mai probabil șoferul era fie băut, fie sub influența drogurilor. V-ați trezit că i-a bușit. Nu aveți idee cine s-a fost în mașină. Am coborât jos și am văzut mașină. Ați mai găsit pe cineva? Am înțeles că erau mai mulți în mașină. Nu știu. N-am văzut pe nimeni. Am înțeles la băieți care au fost jos că au fugit persoanele care au fost de față. În rest, nu mai știu nimic. Ați scăpat. Erau mai multe. Deci, erau mai multe persoane. Bine că am scăpat, nu știu cum să vă spun. Al dumneavoastră e pe partea cealaltă. Uitați-o, asta e de aici. Cea de aici, puntea, oglinzi, se vede. Am văzut că aveau o mașină și drog, am văzut că pliculează cu iarbă. Iarbă, se vede. Puteți să filmați, droguri. S-au drogat. Tot ce e posibil. La fața locului au sosit mai multe echipaje de poliție care au deschis o anchetă. Polițiștii efectuează verificări în vederea identificării unui conducător auto care se pare că în timp ce se deplasa pe strada Radu Popescu din municipiul Târgoviște a avariat două autoturisme staționate pe marginea părții carosabile. În acest moment, conducătorul auto are la dispoziție 24 de ore să se prezinte la unitatea de poliție pentru a declara tamponarea. De asemenea, autoturismul BMW va fi ridicat în vederea continuării cercetărilor. Șoferul vinovat are la dispoziție 24 de ore pentru a se prezenta oamenilor legii. În caz contrar, el va fi cercetat penal pentru distrugere. Cei mai probabil, cei doi proprietari nu aveau asigurări casco.